Salut, prieteni! O veste bună. Rețeaua de juvăire B2B Jeverly prelungește acțiunea cu 8% pe săptămână la Argint încă pe săptămână până pe 8 martie. Deci face un cadou pentru doamne. Deci, ce este interesant, azi s-a deschis a doilea magazin în Kiev, unde au fost peste 10.000 de oameni. Deci voi face acum de pe un video înregistrat la deschidere ca să vedeți. Calitatea nu chiar bună. Așa multă lume, adică e la deschidere. Asta e un scurt video, cu-și găsesc, poate este altul mai... Nu văd... Aici este unul. Deci, în magazine. Așa arată magazinul. Destul de mare. Vedeți, nu-i unde să calci. Trebuie să vin să-și valorifice certificatele. Deci, cine nu știe, în Ucraina deja mai mult de un an este. Deja sunt foarte mulți care au primit procente și își ridică marfă deja. Cu toate că se poate de cumpărat din dată marfă, dar atunci procentul e mai mic. Deci sunt două variante de depus bani. Deci pentru detalii, cine vrea să facă o astfel de rețea și în România, deci contactați-mă pe mine, pentru că eu am ieșire de pildă la conducere. Putem să organizăm o întâlnire. Eu o traduc, el română nu știe, este din Ucraina, dar vedem cum se poate de făcut, prin ce metodă, când și cum el va fi liber. Dacă ceva, puteți, știu, să organizați o întâlnire și să veniți chiar și la întâlnire direct. Cum fac mulți oameni cu experiență, vor inițial să discute, să vadă real ce se întâmplă, după aceea se implică și foarte activ dezvoltă. Deci cine nu cunoaște, aici se poate făcut până la 20% din toate cumpărăturile care sunt făcut în echipa voastră. În dependență de ce nivel aveți, se începe de la 7,5. Nivelul minimal. Deci cineva a cumpărat de 1000 dolari, de pildă aveți 75 dolari. A cumpărat de 10.000, aveți 750. Închipuiți-vă că aici se învârtesc milioane. Dacă ați făcut o rețea în care se învârtește milioane, de pildă din milioane să faceți, să aveți, eu știu, 10-20%, tot e o cifră bună. Cam atât ce am răspuns, numai bine.